Salut! Asta este batoza mea de porumb, desfăcător de porumb, batogar. E la acum o să fac al treilea test. Dar înainte de asta vreau să zic că e făcută 100% din materiale reciclate de la centru de fier vechi. Avem o jumătate de boiler, care am făcut o ușiță. Inițial ușița a fost mai mică, dar am mărit-o pentru că nu ieșeau bine ciucălăii, cocenii. Înăuntru e un ax cu rulmenți prins folia asta de vreo 30 de centimetri, folie mică de 7-8 centimetri. Motorul este de la o veche pompă de apă de grădină, gen hidrofor, care are doar vreo 700 de wați și e slăbuț. I-am făcut întinzător. Prin gaura asta o să curgă, prin țeava asta o să curgă grăunțele. Aici e un disc din tablă de 6 mm, așa am avut, pe care am pus în cruce în total 20 de șuruburi de 30 de mm lungime, șuruburi de 10 cu piulițe și șaibe grover să nu se desfacă. Axul tot de la centru de fier vechi l-am recuperat, cu tot cu rulmenți, cu tot cu casetele rulmenților. Mă rog, am schimbat rulmenții. La fel, cornierul, table ce mai aveam eu. Oricum, materialele plătite au fost vreo 50 de lei. Adică tot fierul, să-i spunem așa, inclusiv șuruburile. O balama mai aveam, una alta, motorul aveam, folia aia mare o aveam de la alt proiect, curea aveam. Deci cam asta-i. Asta este a treia probă cu dispozitivul ăsta, pentru că înainte am încercat să fac unul de genul ăsta. Asta mergea, era conectat direct pe axul motorului și era prinsă o țeavă de motor. Asta venea mai în spate, maxim, cam așa venea. Și băgai porumb cu porumb, doar că motorul, având 3000 de ture, îți cam săpăcea mâna cu tot cu porumb. Și în plus că, să vă arăt o chestie, n-aveai cum să-i bagi pe ăștia. Ăștia mici, nu ai ce să le faci, sau cu forme genul ăsta. În schimb, asta îi rezolvă pe tot. Ăștia-s de la testul precedent. Cam așa îi lasă și acum o să încerc să pornesc motorul și să facem un test.
E clar, cu o mână nu prea poți să faci totul cum trebuie, dar și ăștia, cocenii ăștia, pot fi colectați direct în găleată. De exemplu, ăștia sunt, erau porumbi mici. Uite cum îi face. Îi dezbracă complet.